Astăzi este Ziua Internațională a Păcii și în loc să o celebrăm cum se cuvine, din păcate în această dimineață am luat act de declarațiile președintelui Putin, am luat act cu îngrijorare referitoare la mobilizarea parțială a Armatei Federației Ruse și la desfășurarea așa ziselor referendumuri în Donbas, Herson și Zaporojie. Ne menținem atitudinea echilibrată și vom continua să analizăm cu calm evoluția situației împreună cu aliații noștri din NATO și partenerii din Uniunea Europeană. Îmi exprim totodată speranța ca situația în zona de conflict să nu escaladeze.